noastră aici la Canal 33 și asupra căreia și vă garantez că o să revenim mai curând decât credem noi toți. Cred că vom veni cu niște PTC să le arătăm la oameni, nu? Poate că nu vor fi în valoare de 20 de miliarde. Suntem de lei. Vicențiu Popa și Alexandru Catalan. Și vă urăm, aveți grijă de portofelele voastre. Și cum petreciți, Gheorghe. Salutare, prieteni! Începem săptămâna cu un subiect care poate o să vi se pară puțin exotic, dar în același timp e de o actualitate copleșitoare. Dacă ar fi numai să ne raportăm la știrea de zilele trecute potrivit căreia un grup de parlamentari și miniștri canadieni, dacă nu mă înșală memoria, ar fi îmbrăcat special, ar fi încălțat în mod special niște pantofi roz cu tocuri, tocmai pentru a atrage atenția asupra acestei chestiuni și tot ar fi o chestie asupra cărei ar trebui să ne aplecăm și noi. De ce s-au îmbrăcat parlamentarii de peste ocean în pantofi roz cu tocuri? Fiindcă există o poveste în lumea asta, cea care spune că bărbații și femeile nu sunt egale, dar care nu se oprește aici, fiindcă unii vor să fie mai egali decât ceilalți și atunci iese o poveste tristă. Vom vorbi despre chestia asta, despre feminism și egalitate de gen, împreună cu invitatul nostru de astăzi, Daniela Palade Todorescu, care este membru fondator al Asociației Solidaritate și Egalitate, dar și director editorial Feminism for Real. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la emisiune și pentru faptul că vom dezbate împreună acest subiect care, în ochii multora, poate mai ales bărbați, dar poate că nu, poate și femei, poate părea așa, superflu. Eu vă mulțumesc pentru invitație, mai ales că invitația vine din partea unui moderator bărbat. Până acum am discutat mai mult cu doamnele, deci, așa că mă bucur că avem și zona aceasta. N-aș pune tabăra cealaltă, că nu vreau să sune așa cu foarte delicos. De rigoare. Okay, da, nu suntem în tabere, nu este niciun război, așa cum s-ar crede la prima vedere. Mulți spun că povestea asta cu feminismul, cu egalitatea de gen, e așa ca un război între sexe, ca o declarație de independență sau chiar de luptă, ceea ce noi, prin platforma media internațională Feminist for Real, de care aminteați mai înainte, vrem să demontăm toate aceste mituri. Cum că feminismul este o mișcare împotriva bărbaților sau că femeile s-ar crede superioare bărbaților, dimpotrivă. Ceea ce vrem noi să facem prin acest demers este odată să semnalăm beneficiile egalității de gen și mai ales ale egalității de șanse în ceea ce privește prosperitatea unei nații, gradul de educație, cultură și acces la sănătate pentru un întreg popor. De ce? Tânjim cu toții și facem dese comparații cu sistemele de educație din țări după a căror prosperitate ne uităm așa cu foarte mare jin. Ce să vezi, la conducerea acelor țări sunt femei. Fie că sunt prim-ministre, fie că există o reprezentativitate în Parlament uriașă, minim 50%, sau că au femei care sunt la conducerea țării. Există și un indice al celor mai fericite țări și primele trei, Finlanda, Islanda și încă o țară scandinavă, sunt conduse de femei. Ceea ce spune foarte mult. Sunt date, sunt cifre și dacă încă există foarte multă malițiozitate în zona asta, că există, aceste date vin să arate foarte clar că în momentul în care există o femeie la conducere sau o echipă formată din femei sau există această reprezentativitate de gen, deja lucrurile se rescriu altfel și se rescriu bine pentru toți, nu numai pentru femei. Povestea e cu atât mai interesantă cu cât, dacă mi-am amintesc eu bine, în urmă cu 2 ani, în perioada aia de pandemie nenorocită, cred că cea mai bună reacție la scară planetară a avut-o Noua Zeelandă, condusă de către o femeie. Jacinda Ardern, da. Adică am stat și m-am uitat la un moment dat, zic, băi,
Vreau să vedem cum reacționează ceilalți. Că la noi toată lumea își amintește, a fost o nebunie întreagă, reproșuri, scandal. Și m-am uitat puțin pe harta lumii și am văzut ce se întâmplă în alte părți. Și am văzut reacția celor din Noua Zeelandă. Uh-huh, cât de mult au fost atașat. Și au mai fost și în Europa, Angela Merkel a fost felicitată pentru felul... Era doamna de fier într-un fel și era mult mai cunoscută și oricum era pe picior de plecare. Uh-huh. Dar Noua Zeelandă nimeni nu a ridicat, n-am găsit în presa locală semne de întrebare. Scandalul ala români sau ala francezi, că italienii noștri au probleme de genul ăsta. Nu, a fost cu totul. Și a fost cu multă empatie și cu multă înțelegere și cu multă dorință de a găsi soluții. Cred că acestea sunt calități ale femeilor care aduc un plus de succes și un plus de valoare în leadership. Folosesc un termen așa puțin prețios. În leadership-ul la diferite niveluri. Și mi-a plăcut foarte mult că după această perioadă femeia a ieșit în fața presei și a opiniei publice și a zis: am obosit, oameni buni. Da. Trebuie să mă retrag. Adică un act de mare curaj să-ți asume o vulnerabilitate. Să-i spun, gata, nu mai pot. Bateriile Duracell sau cum ar fi ele, să nu facem recunoști limitele, să recunoști că la un moment dat competențele tale s-ar putea să fie coborâte, standardele să fie coborâte, ceea ce să fim serioși. La noi sunt multe persoane care lucrează cu două motoare în loc de patru fără să spună nimic și nu e cea mai bună soluție. Normal. Și văd că româncile, că mi-ați trimis înaintea emisiunii un studiu care a ieșit dintr-o campanie privind egalitatea de gen. Văd că aproape 100% dintre româncele educate, da. Că e un... Da, aici trebuie să facem un atribut precizare. Foarte bine precizat. Din mediul urban, susțin că e departe ca situația de la noi să fie una, nu știu, normală. Adică cât mai aproape de standardele internaționale care vor veni încet, încet și la noi. Deja există multe tendințe internaționale în care leadership-ul feminin este adus foarte mult în atenția opiniei publice, în care sunt aduse exemple de femei care fac performanță, fie în antreprenoriat, fie în zona politică, fie în zona de educație și sănătate, sau mai nou, acest domeniu STEM, Science, Engineering, Technology and Mathematics, în care vine un val de reprezentante ale sexului frumos, să zic așa, deși sună atât de desuet această sintagmă, și totuși e atât de adevărat. Performanță reală. Da. Reală, da. Gândesc după 90, de exemplu, mentalitatea românilor s-a schimbat, dar s-a schimbat atât de mult încât să putem să marcăm, nu știu, deschiderea măcar a unui nou capitol, fiindcă aici îmi vine în minte perioada în care la Palatul Victoria a fost o femeie, doamna Dăncilă, Viorica Dăncilă, și în care românii au fost foarte vese, cu ghilimele de rigoare, pe rețelele sociale. Da, din păcate s-a dus în zona de bășcălie. Exact. Și, au avut și de ce, fiindcă li s-au oferit câteva ocazii. Probabil, poate că chiar foarte intenționat. Mie mi s-a părut că acest episod a discreditat foarte mult din tot ceea ce mișcarea feministă în România a făcut imediat după Revoluție, în 20 și ceva de ani. Și cred că asta a fost cel mai mare dezavantaj. Serios? Așa l-am perceput eu și din discuțiile cu alte colege în zona aceasta. Mi se pare că a discreditat foarte mult din tot ceea ce se construise solid, se construise credibil, cu valoare, în zona aceasta de mișcare feministă, de egalitate de gen. Dar și unde ați identificat erorile principale, ca să zic așa? În modul în care s-a comunicat, în modul în care am perceput noi ceilalți? Nu, a fost această ridiculizare a persoanei respective în calitate de prim-ministră, da? Și de aici toată bășcălia care din start, în momentul în care ai fi vrut să fie persoane, să fie femei în politică, ți se spunea clar, păi nu vezi ce se întâmplă în momentul în care la o astfel de poziție de vârf
A fost o femeie? Ce a făcut? N-a făcut decât să atragă oprobiul public. Mă rog, ridiculizare, da. Așa cum spuneam mai devreme. Da, de aici această discreditare de care vorbesc. Și multe par a nu se fi schimbat nici imediat după, fiindcă în actualul cabinet, cel al lui Nicolae Ciucă, există o singură femeie. Avem una care, într-adevăr, are multă experiență în politică și care vine și din și mediul jurnalist. Și mai este ministra educației care... Și mai nou Ligia Deca, că am și uitat-o. Da. Dar sunt care doar nu două, performează la un nivel pe care și l-ar dori românii, din păcate. Din perspectiva unui specialist în povestea asta cu egalitatea de gen, care credeți că ar fi româncele, măcar trei, care după 96-2000 au reușit să facă ceva și să rămână în mentalul colectiv? Sunt mai multe, nu neapărat în zona politică. Nu neapărat, în toată zona. O avem pe doamna profesoară Mihaela Miroiu, care este un punct de referință în tot ceea ce înseamnă mișcare feministă, egalitate de șanse, și care o face extraordinar de bine la nivel academic. Doar că, slavă Domnului, a ales să iasă un pic din turnul de fildeș al profesorului și a intrat în agora aceasta social media, unde are o comunitate uriașă care urmărește, și prin postările dumneei, care sunt extrem de accesibile, nu au nimic academic în ele, reușește să formeze niște mentalități greu și cu hate-ul de rigoare, pentru că are parte și de zona asta, dar e bun și asta, pentru că totuși problematizează, este altceva, vezi, altă opinie în zona aceasta. Și pe lângă Mihaela Miroiu? Pe lângă Mihaela Miroiu mai sunt Oana Băluță, tot în zona aceasta academică. Sunt și persoane publice care mai mult sau mai puțin au militat pentru zona aceasta de egalitate de gen, fie că e vorba despre drepturile mamelor, pot să spun un nume? Da, sigur. Atena Boca, la primul bebe. O avem pe Mirela Retegan, care iarăși este o activistă extraordinară în zona de apărarea drepturilor mamelor și face lucruri, face voluntariat pentru tot ceea ce înseamnă drepturile mamelor. Sunt câteva nume care chiar se implică în zona, aceasta și fac lucruri concrete. Locurile se implică, cred că politicul rămâne ușor în urmă, nu îmi dau seama de ce, dar îmi amintesc că și actualul șef al Casei Regale a României, nici Principesa Margareta nu se bucură de simpatia, măcar jumătate, pe care au avut-o românii în față de tatăl. Da, este custodele Coroanei Regale, practic poți să spui că este prima femeie care are o notorietate uriașă. În fine, este această eclipsare a ilustrului dumneaei tată, dar pentru ceea ce face Casa Regală, eu cred că își îndeplinește îndatoririle cu cea mai mare dăruire. Face atât cât se poate. Pe zona de politică, din discuțiile cu care le-am avut cu diferite femei, este o teamă de a intra în zona asta, pentru că este considerată una extrem de greoaie, în care femeile sunt descurajate, ca să mă exprim foarte elegant. Și cineva chiar spunea că femeie trebuie să ai stomac de oțel ca să reziști și în asta. Politică. Și, dacă ne și gândim... să-ți asum faptul că le iei pe toate în față, și cel mai greu este când se duce în zona personală, a familiei, când ți este discreditată familia, când se joacă cel mai dur. Dar se nu numai la noi, peste tot în lume. Dar parcă la noi e puțin mai mult, nu știu de ce. Avem o înclinație, poate ușor... Există încă și o influență a patriarhatului foarte puternică la noi, și tot din acest studiu, care, așa cum spuneați, a fost realizat pe un public educat în mediul urban, 43%, un procent de aproape jumătate, recunosc că ele însele sau persoane din anturajul lor au fost victimele ale hărțuielii de diverse feluri. Unele dintre ele forme de hărțuială fățișă. Deci recunosc, vă dați seama dacă la un public educat care conștientizează
care sunt drepturile sau măcar are o idee, există astfel de cazuri, ce se întâmplă în momentul în care ieșim în urbanul mic sau în zona rurală, în care vedem cu toții violența domestică rămâne în continuare un imens flagel. Da, aceasta este statistica de care da, e o poveste foarte tristă și, din păcate, n-am avut timp să ne aplecăm asupra ei. Am dat vina mereu pe realitate, pe poveștile din jurul nostru, pandemie, uitați-vă, război, inflație și așa da, mai departe. Da, uitați-vă ce se întâmplă atunci când o nouă femeie este ucisă de partenerul ei de viață. Da? Indiferent că se află după un divorț sau au anunțat că se despart, știrea se propagă peste tot, absolut, mai ales în social media, toată lumea, Dumnezeu să o ierte, emoticoane și... dar nu există niște discuții concrete, ce să facem? Bun, avem această situație limită, tragică. Care sunt adăposturile unde pot merge aceste femei? Ce se întâmplă cu ordinul de restricție? Se îndeplinește? Nu se îndeplinește? Măsurile în care se ia acest ordin de protecție sunt așa cum trebuie, ca la carte? De ce se ajunge în aceste cazuri? Și pe măsură ce intră în dezbaterea opiniei publice, publicul acela care se uită inițial ca la o știre, wow, ce s-a mai întâmplat, aoleu, ce bine că nu mi s-a întâmplat mie și așa mai departe, deja începe să conștientizeze ce aș face eu dacă aș fi în această situație sau ce aș face eu dacă cineva din anturajul meu, rudă, prietenă, colegă, vecină, ar fi în această situație. Ar avea mai multe idei să știe să o ghideze, să o îndrume către un centru, către un adăpost. Deci trebuie făcută educație, nu doar aruncăm în eter știrea aceasta care ne bubuie într-adevăr mințile și este un impact emoțional foarte puternic, dar în 2-3 zile se stinge. Ce am învățat din asta? Aici trebuie să lucrăm foarte, foarte mult. Noi ca țară, ca mass media, ca educație pe care o facem tinerelor fete, dar și femeilor care, din diverse motive, sunt în situații de abuz domestic. Și sunt foarte multe, din păcate. Da, s-au încercat campanii, dar cred că ar trebui găsite alte soluții, fiindcă nouă nu ne plac, nouă românilor, nu ne plac lecțiile, cu sau fără ghilimele. Și dacă mai sunt și lungi, cu siguranță nu le urmărim. Și atunci da, Povestea e complicată. Trebuie create plus niște povești care să impresioneze în mod... în mod instructiv, în mod constructiv. Mi-aduc aminte acum 10 ani când eram redactor șef la prima publicație Glossy pentru femei, am editat primul testimonial de violență domestică scris de o cititoare cu nume, prenume, asumat tot, în integralitate. Povestea acestei femei care spune cum a fost să stea 20 de ani într-o căsnicie extrem de abuzivă și supraviețuitoare de cancer de sân. Femeia respectivă și-a dat povestea absolut cu nume, prenume, pur și simplu a vrut să fie foarte credibilă și dincolo de această poveste am făcut ca un fel de manual. Care sunt primele semne pe care le identifici într-o relație abuzivă? Care sunt acele red flags pe care trebuie să le ai în vedere când, nu știu, primești o palmă sau ești tratată cu dispreț? Pentru că ce să vezi, românii cred că doar bătaia este o formă de violență domestică. Da. Încă n-am uitat. Zona aceasta este extrem de rafinată și de subtilă. Violența emoțională, violența socială, violența financiară. Sunt foarte multe lucruri de vorbit aici. Și toate astea înseamnă educație, educație, educație. Cred că ar trebui, în primul rând, și pentru băieți și bărbați. O, da. Fiindcă s-ar putea ca principala... Este un alt mit pe care noi încercăm să-l demontăm la Feminist for Real. Tare mă tem că de aici pleacă buba. Că mișcarea pentru egalitate de gen este ceva ce se adresează doar femeilor. Exclus. Când educi o familie, cu o femeie, educi practic toată mica ei comunitate, familia extinsă, prietenii, colegii de serviciu. De asta e important să educi în primul rând femeia, pentru că ea transmite întregii ei comunități. Da? Și de asta și spun, o lume mai bună pentru femei este o lume mai bună pentru toți. Și văd lucrul acesta în țările despre care vorbeam înainte.
care au la conducerea lor femei și care sunt reprezentate așa cum se cuvine, că au un nivel de prosperitate foarte, foarte înalt. Foarte scurt, bărbații sunt românii, sunt bărbații români, sunt receptivi la povestea asta? În zona aceasta, în mediile acestea educate sau care au deschidere, încep să coopereze și în a se implica în treburile casnice și în a fi activ în creșterea copiilor, copiilor mici. Deja avem concediu parental, da. Există o deschidere. Cu cât gradul de educație este mai mare, cu atât lucrurile încep să intre pe un făgaș bun. Și noi vrem practic să luăm din această nișă încă, să o lărgim și toate aceste bune practici să le transmitem mai departe. Mulțumesc, ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și revenim cu chestiunile astea ale egalității de gen, care sunt importante și pentru noi și pentru voi. Salutare, prieteni! Ziua de muncă începe întotdeauna la Canal 33 cu Jurnal de Business. Să apelăm la experiența și la cunoștințele pe care Ilie Dobre, colegul nostru, le are. Mi-a spus cineva că și dacă aș viețui, de exemplu, 8 decenii, și acolo aș transmite cu aceeași verbă, cu aceeași pasiune și m-a bucurat. Vom discuta despre stomatologia ca business. Aș putea spune în cutremur dacă este să ne uităm în momentul de față în zona asigurărilor. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Japonia. Cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. S-a găsit țapul ispășitor pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interes, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da, ca să fie clar. Toți. Harman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina.
Salutare, am revenit și un alt business ușor aparte astăzi și acum în prima sa parte. Vorbim despre feminism și egalitatea de gen. Alături de noi, Daniela Palade Teodorescu, repet, membru fondator al Asociației Solidaritate și Egalitate și director editorial Feminist Pro Real. Prefer să citesc decât să dau în bară. Și am pornit la drum cu povestea unor parlamentari și miniștri canadieni care zilele trecute au preferat să facă, să defileze prin fața presei, chiar încălțați cu pantofi roze. Și colegii cred că au găsit așa, ca să vă prezentăm și dumneavoastră imagine și apoi cu ajutorul invitatei aș vrea să și comentăm puțin. Că talent să defilăm încălțați în pantofi cu toc, fie ei de orice culoare, bărbatul n-a avut niciodată și nici n-o să aibă. Că așa ne-a făcut natura sau bunul Dumnezeu în funcție de credința fiecăruia. Da, acum nu știu ce să zic. Cum vi se pare toată povestea asta? E o publicitate bună? Îmi pare rău că au dus-o în zona aceasta de frivol. De pantofi roz, care până la urmă, ok, dar și felul în care merg, vedeți, foarte stângaci, foarte, e drept, sare în ochi, da? Îți sare în ochi acei pantofi roz, acel mers unduios, mă rog, cred că este o abordare... Stereotipul masculine. Da, e o abordare ușor malițioasă. Dacă mă întrebați pe mine, nu știu, poate aș fi ales altă culoare de tocuri sau un lucru care să fie mai aproape de natura feminină, fără să intri în zona de ridicol. Ce să zic, nu e... Pe vremea când lucram în presa pentru femei și atunci ni se spunea presa roz. Și cumva am încercat să duc acest roz asociat cu frivolul înspre ceea ce înseamnă rozul: optimism, educație de bună calitate, o bună calitate a vieții. Și am încercat să ies din asocierea asta ușor nefericit. Dar ce să spun, ca primă impresie, ca prim impact, da, te lovește, îți intră în ochi. Chiar dacă nu cu cel mai bun impact. Dar e un punct de pornire. Da, Noi vrem să lansăm în campania noastră We Are Have, i-am spus, așa, cu hashtag, pentru că vrem să și internaționalizăm. Vrem să arătăm că suntem jumătate din planetă și celelalte jumătăți i-am dat naștere, deci nu putem să fim într-un război cu bărbații, pentru că ce să vezi, și noi femeile suntem fiicele unor tați, suntem partenerele unor bărbați, dăm naștere la rândul nostru unor băieți cu care nu putem intra în conflict nici măcar la nivel mental. Exclud, eu am și fată și băiat, sunt în egalitate de gen și acasă și încerc să fiu cât se poate de echilibrată și să-i cresc pe amândoi în ideea de a prețui oamenii cu care intră în relații, indiferent că sunt băieți sau fete, și că orice parteneriat trebuie făcut cu respect, cu egalitate de șanse și cu conștientizarea faptului că fiecare avem calitățile noastre. Încerc să-i scot din zona folclorului român, care nu e unul foarte potrivit, mai ales când e vorba de soacre, de mame, de băieți. La genul ăsta de folclor faceți referire, să nu înțeleagă cei care ne urmăresc că ne referim la chestii tradiționale. Nu. La genul acesta de mentalitate colectivă, exact, care supraviețuiește transgenerațional. Vedem și noi că ducem în spate aceleași condiționări, unele așa mai din bășcălie, mai hihi, mai povo, dar ne condiționează. Din păcate. Deși în diverse momente ale vieții noastre ne raportăm diferit la ele, dar constatăm la un moment dat că le avem tot acolo. Da, e acolo. În ADN-ul nostru mai mișcă așa câte un segment. Da. Și aici trebuie lucrat. La firul ierbii, la lucrurile acestea care par mici, mărunte, dar care ți se întâmplă aproape zilnic și ce să vezi, simți la un moment dat că ești tributarul unei credințe limitate sau limitative. Din experiența pe care o aveți, egalitatea asta de gen în piața muncii a dat naștere unor subiecte, de data asta fără ghilimele, care din nou au apărut de foarte multe ori în presă, fiindcă
Există mereu, nu știu, o balanță pe care nu reușim. Și când zic nu reușim, mă gândesc în primul rând la genul pe care îl reprezint. Bărbații nu reușesc să uite cât mai echilibrat la balanța asta. Din diverse motive, nu e subiectul acestei emisiuni. Dacă am încercat să vedem lucrurile, nu ca pe un război, cum spuneam la început, ca pe un conflict, ci ca pe un lucru în complementaritate, să fiecare participă cu ce are mai bun, cu calitățile lui, cu abilitățile pe care le are, cred că lucrurile ar fi mult mai bune. Și pentru că suntem la Jurnal de Business, vedem că și la noi este o creștere a numărului de antreprenoare, de femei antreprenoare, care au business-uri reușite, pentru că construiesc pe termen lung, gândindu-se la echipă ca la o familie, pentru că ele sunt părinți manageri, cum îmi place să le spun, deci practic și acasă recompensează, motivează, pedepsesc atunci când e cazul, ceea ce fac și în zona de business. Și eu cred că a aduce aceste valori din zona privată în zona de business, în zona publică, poate să fie o idee bună, pentru că așa cum o femeie ține familia unită, închegată, așa poate să facă și în mediul de business. Și vedem multe exemple care reușesc tocmai în această idee. Femeile construiesc pe termen lung, au această empatie, această intuiție în a construi relații solide. Evident, există și contraexemple, ca peste tot, dar eu prefer să văd acea jumătate plină a paharului și să mergem pe ideea că aduce în față exemplele pozitive, nu face decât să ne dea o motivație, să ne dea un sens și să vedem că se poate și așa. În momentul în care aduci doar negativul, doar scandalul, doar conflictul, evident că crezi acea realitate, nu se poate, nu este bun, distrug, totul se dărâmă. Hai să mergem în față cu exemple bune, exemple de valoare care construiesc business-uri de succes. Cred că e ceva din ADN-ul dumneavoastră, fiindcă și bărbații pot construi pe termen lung, dar nu cu aceeași empatie cu care o face o femeie. Și uneori, n-am nicio explicație pentru chestia asta. Femeile știu să se descurce foarte bine cu regulile astea ale capitalismului. Bărbații uneori le iau prea fățiși, prea pieptiși, nu știu, dar uneori știu să le negociați mult mai bine. Și și legile se ondulează așa frumos. Da, pentru că există această reziliență. Este o abilitate despre care se vorbește foarte mult în ziua de astăzi și vine din rezistența materialelor. Acea capacitate a unui material de a-și reveni după un șoc termic, electric, și revine la forma inițială fără să fie trecut prin deformări. Ei, reziliența asta s-a dus și în planul uman. Și e o calitate pe care o exersăm foarte mult acum în matricea asta plină de incertitudine, de volatilitate. Vedem, dispar peste noapte business-uri, lumi pe care nu le mai regăsim. Ori femeile în zona aceasta de criză, fie că e sanitară, fie ecologică, fie că este economică, financiară, au această capacitate de reziliență, de a-și duce familia, business-ul până la capăt. Lucru care se vede, și am văzut tot în statistici, sunt mai multe femei văduve decât văduvi. Ce să vezi, e o realitate tristă. Se pare că femeile au această fibră care vine din capacitatea lor de a avea grijă de cei din jurul lor, care le ajută să supraviețuiască mai mult pe termen lung, chiar și în plan personal. Mai avem câteva minute și nu vreau să ratez. Există în mijlocul, în centrul Bucureștiului, o expoziție în aer liber, chiar în fața Palatului Șutu. Șuțu, da, a fost, am strâns-o zilele trecute, da. Era? Da. Fiindcă eu am văzut-o săptămâna trecută, chiar. Da. Și chiar mi-a plăcut, mi-a atras atenția. Da, a fost expoziția în care am prezentat femei meritoase din România. Oricum să mai găsesc pentru cei interesați, au rămas imagini pe internet. Da, care au ceva de spus în zona aceasta de drepturi ale femeii, care au în spate o poveste de proprie de discriminare.
Și am vrut să mergem pe aceste modele. Unele dintre ele sunt anonime, cum place mie să spun, eroine anonime. Altele sunt persoane publice și vrem să lărgim această galerie de, de persoane care să transmită mesajul acesta pozitiv. Da, există discriminare, există situații, să le spunem, să le facem cunoscute și să ne... înarmăm, e un cuvânt dur, dar e în sens figurat, cu informație, astfel încât să demontăm toate aceste scenarii de abuz, de violență, să știm care sunt drepturile noastre, să milităm pentru ele, pentru noi, dar și pentru femeile din comunitatea noastră, pentru că mesajul acesta este, de asta i-am și spus Asociației Egalitate și Solidaritate, pentru că avem această lecție de învățat, să fim solidari, indiferent că suntem echipe de femei, bărbați sau doar echipe de femei sau doar de, de bărbați. Lecția solidarității în România este una care trebuie scrisă în fiecare zi, la firul ierbii, cu acele mici, mici gesturi, mici lucruri care par neînsemnate, dar care... făcute zilnic, zilnic, construiesc solid o realitate în care învățăm să lucrăm în echipă, pentru că spuneați de piața muncii. Da, da. Da? Și ce să vezi, ai noștri copii încă de mici de la școală nu cresc în spiritul de echipă, ci sunt crescuți, educați în mediul acesta concurențial. Să iei primul, să fii primul, să fii miss, să fii olimpic, să fii nu știu ce. În momentul în care îi duci la lucru în echipă, se blochează. Și asta mi-o spun profesorii din universități. Pentru că acolo e nevoie de foarte multe proiecte împreună și spun că au o problemă reală în a lucra în echipă. Ori asta se extinde în tot ce înseamnă și business, și drepturile femeilor, și egalitate de gen. Avem nevoie să fim solidari. Nu să milităm doar pentru mine, bunăstarea mea și atât, ci pentru bunăstarea comună. Și asta cât timp credeți că o să ne mai ia? 5 ani? 10 ani? Mai mult? De aceasta am pornit această campanie pe care vrem să o derulăm pe parcursul întregului an și de Doamne să avem putere și forțe și resurse să o ducem și în anii care vin, pentru că e nevoie de construit în fiecare zi. Fie văzând câte un panou expus în mijlocul Bucureștiului, în centrul Bucureștiului și vezi o femeie acolo, zici, wow, ce fain, a făcut o asociație pentru copiii de diabet, această femeie de la Târgu Mureș. De ce? Pentru că ea însăși a avut un copil cu diabet și sistemul nu știa cum să gestioneze. Și a pornit încet, încet și a construit și pentru cei din jurul ei această asociație care ajută pe tinerii cu diabet și pe aparținătorii lor să se descurce în această junglă medicală și umană, care e foarte, foarte greu de gestionat. Și în general femeile fac lucrul acesta. Avem aici un folclor, femeile fac din Rahat Beach și mai și plesnește. Este genul acesta de demers. Pornind de la o încercare grea, dură, în viața personală, și sunt foarte multe femei care au astfel de asociații, fie că au copii cu dizabilități, cu autism, cu boli grave, fac aceste asociații pentru că își dau seama că nu se pot descurca singure și din experiența lor personală construiesc ceva bine pentru toată societatea. Sunt zeci de exemple și vrem să le aducem în atenția publică, să punem reflectoarele pe ele pentru că merită. Sunt femei care nu lucrează pentru imaginea lor. Nu. Pur și simplu trudesc ca niște furnicuțe ca să ne fie un pic mai bine. Și zona de educație și sănătate e plin de astfel de... Mulțumesc foarte mult, timpul a expirat. Daniela Palade Teodorescu, cred că o să vă mai chemăm, mai ales că urmează un an electoral asupra căruia ar trebui să medităm și femeile ne pot oferi ipoteze și viziuni, unghiuri cu totul diferit. Până data viitoare, adică puțin după ora 12, când ne revedem, ce să vă urez? Să fie liniște ca să putem lua deciziile cele mai bune. Nu război, ci mai multă minte în mintea tuturor. Toate cele bune tuturor!